Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Așa cum am promis, în materialul despre asteroidul Eros, o să fac mai multe episoade despre zodii, privitor la cum să cucerești un nativ sau o nativă din fiecare zodie în parte, ca să nu dăm greș în relații. Pentru că dacă respectăm anumite cerințe minime, totul o să fie ușor, vă garantez. Înainte însă de a începe materialul propriu-zis, pentru cei înscriși pe platforma Patreon, am început concursul pentru o astrogramă personalizată gratuită prin tragere la sorți și primul câștigător este cu zona Android 88. Așa că îl rog să mă contacteze și să-mi lase datele sale de naștere. Acum să revenim la materialul nostru de astăzi. Să vorbim despre zodia Balanță și să începem cu bărbatul nativ Balanță. Fiind guvernat de Venus, este un bărbat șarmant, cu stil, atrăgător, elegant, pus pe flirt la orice pas. Este genul de bărbat care le face pe femei să se simtă speciale. Asta până și atinge scopul. Menirea lui în această viață este să găsească un echilibru. Lucru nu tocmai facil pentru un nativ dintr-o zodie cardinală. El are o predispoziție naturală spre a analiza, a cântări și a judeca tot ce vede și trăiește, incluzând persoanele care îi sunt apropiate. Balanța face parte din categoria zodiilor de aer, motiv pentru care, printre calitățile acestui bărbat, se numără și abilitățile de comunicare și socializare, iar printre defecte se numără faptul că este împrăștiat, atât fizic cât și mental, și mai ales dificultatea de a lua și a-și asuma decizii, fiind un reprezentant a ceea ce noi numim cu capul în nori. Având ca guvernator planeta Venus, bărbatul Balanță este un romantic înnăscut. Este genul care își curtează iubita cu răsfrăț. Este parcă deprins din filmele de dragoste. Iar acest romantism al său se poate reflecta chiar și în relații paralele din viața sa. Să-i cunoaștem defectele, ca să știm la ce ne așteptăm. Lipsă de profunzime, instabil și superficial în sentimente, inconstant, fluctuant, oportunist, uneori imoral, vanitos, egocentric, caustic, cinic și snob. Dar are și nenumărate calități, cum ar fi simț artistic, afectuos, sensibil, romantic. Iubește cu sete tot ce este frumos și armonios. Manifestă compasiune și bun gust. Este intelectual, inteligent, diplomat, spontan, moderat, bun profesionist, subtil și răbdător. Fiind al șaptelea semn zodiacal, este asociat cu parteneriatele, așa că este dornic de a se căsători. Și să nu omitem faptul că Balanța este unul dintre cele mai răzbunătoare zodii, în afară de Scorpion. Care sunt motivele pentru care suntem seduse de un astfel de bărbat nativ Balanță? Păi pentru că este elegant, se îmbracă cu gust, miroase bine. Frumusețea contează foarte mult pentru el, atât frumusețea ideilor cât și a formelor. Bărbatul Balanță este un rafinat, un amestec interesant de spirit și sensibilitate. O jumătate din el este senzuală și sentimentală, iar cealaltă jumătate este condusă de rațiune. Îi place să trăiască înconjurat de obiecte frumoase, de confort, ba chiar are înclinație către lux. Este veșnic îndrăgostit și romantic. Romantismul său este cel al șampaniei, al valsului și al clarului de lună. Iubește femeile frumoase, foarte feminine, un pic misterioase și un pic inaccesibile. Bărbatul Balanță va fi mână largă, neregretând niciodată banii cheltuiți pentru luxul, frumusețea și distracțiile sale ori ale iubitei sale. Însă, fidelitatea nu este punctul său forte, din cauza că, vulnerabil fiind în fața sexului frumos, se îndrăgostește foarte ușor și nu poate să spună nu. Problema este că armonia lui interioară
are oroare de situațiile de criză, de rupturi, de reproșuri. Și din această cauză este greu să inițieze o despărțire, preferând un compromis. Să vedem cum putem să-l cucerim. În primul rând, el adoră să fie sedus. El apreciază când o femeie se aranjează, se parfumează, adică își dă silința să arate bine pentru el. Așa că invită-l la o cină în doi, de la care să nu lipsească muzică bună, lumânări parfumate, flori și șampanie de calitate. Flatează-l discret, spune-i că arată foarte bine și că are o ținută perfectă. Bărbatul balanță este un dansator neîntrecut, care preferă dansurile clasice, așa că invită-l la dans. Nu ridica tonul în discuții, nici măcar în eventualitatea unei dispute, și ferește-te de scenele violente, cu reproșuri sau cu farfurii sparte. Bărbații născuți în această zodie sunt atrași de femeile vesele, comunicative și pline de viață. Ei au nevoie de o parteneră alături de care să călătorească, să petreacă noaptea la un foc sub stele, să construiască o casă împreună sau să aibă o cauză comună. Dacă un astfel de bărbat simte că este pe picior de egalitate cu jumătatea lui și că ideile sale nu vor fi respinse, ci dimpotrivă vor fi completate, el nu se va împărți și despărți niciodată de o astfel de femeie. Pentru bărbații din această zodie, viața intimă este la fel de importantă. Ei primesc un impuls puternic de energie prin intimitate sexuală și, prin urmare, ar trebui să aibă lângă ei o femeie sexy, gata să-și susțină iubitul, partenerul, în orice moment. Dacă simți că ești pe aceeași lungime cu el, adică dacă simți armonie, atunci ai toate șansele să fiți împreună. În caz contrar, acest bărbat va merge întotdeauna în căutarea idealului pe care îl crede el, îl consideră el. Femeia balanță. Ea întruchipează justiția, frumusețea, corectitudinea și echilibrul și de aceea are mulți prieteni și mulți admiratori. Ea este carismatică și foarte socială și uneori nesigură pe propriile sale forțe. La această femeie găsim un amestec de yin și yang. În tot ceea ce face și tot ceea ce dorește, ea caută armonia. În același timp, ea poate fi dureros de sinceră și uneori rănește apropiații cu răceala și francheța în exprimare. Grijulie cu tot ce înseamnă propria sa gospodărie, femeia balanță o va amenaja cu gust, o va întreține, moderniza și va fi mereu inventivă, ori de câte ori este nevoie. În casa femeii balanță totul va fi atrăgător. Totul va fi de bun gust și elegant. Orice amănunt, chiar lipsit de vreo semnificație, va dovedi un ochi critic și grijuliu al ei. În casa ei, în căsnicilia ei, nativa balanță va dovedi multă feminitate. Se spune despre ea că este cu adevărat jumătatea bărbatului. Cu o singură condiție însă, acesta să remarce calitățile ei și să o aprecieze. Exigentă cu sine, femeia balanță va fi în schimb mult mai îngăduitoare cu ceilalți. Ba chiar îi va consilia și îi va ajuta cu toată priceperea sa, trecându-le de multe ori cu vederea, nu numai odată, unele lipsuri sau stângăcii. Sufletul femeii balanță nu va fi nici când de vânzare, dar nici nu va sta sub semnul gratuității. Și aici există o necesară și o dreaptă măsură, o cumpână specifică semnului zodiacal. Se spune, în lumea astrologică, că ea este cea mai feminină dintre femei, fiind considerată totodată și o mostră relevantă de farmec și de frumusețe. Nativa, balanță, nu va dori și nu va iubi decât ceea ce îi se pare ei frumos. Tot ce nu-i place, n-are nicio șansă să-i câștige inima, nici măcar un pic, deoarece acestea îi place să se dăruiască numai după propria evaluare și scară de valori. Femeia aceasta este capabilă de multă vitalitate, de inițiativă,
de planuri și înfăptuiri îndrăznețe, în viața de zi cu zi, dar și în iubirea ei. Își va expune frumusețea cu bucurie, convinsă că toți trebuie să o vadă și să o aprecieze. Cum cucerești femeia balanță? Vechi considerente astrologice afirmă că femeia balanță este iubita ideală, ceea ce din multe puncte de vedere poate fi adevărat. Dacă este vorba despre considerente antice, da, putem avea încredere în ele. Dar în cele medievale însă trebuie să ne îndoim pentru că se referă la femeia perfectă din punctul de vedere al prezenței ei fizice în societate. Femeia balanță nu este o tradiționalistă. Nu familia, nu perpetuarea speciei o interesează, ci complementaritatea. Atât pe plan afectiv, cât și pe plan erotic. O veți recunoaște întotdeauna după mirosul său plăcut, pe care îl împrăștie, și după plăcerea cu care cumpără orice. Adică orice are legătură cu persoana ei fizică și cu frumusețea personală. Ea abia așteaptă să o inviți undeva, nu neapărat pentru a ieși amândoi în lume, cât pentru a fi prezentată cuiva. Și dacă ai supărat-o cumva, umblă repede la portofel și scoate un oraș, la magazine de lux să se plimbe, dar să și cumpere. Atul balanței este că nu trebuie să facă nimic special pentru a atrage atenția și simpatia celorlalți. E suficient să fie. Magnetismul și expresivitatea ei sunt naturale, neforțate. Atrage chiar dacă nu poartă cel mai scump parfum sau cel mai scump machiaj. Cazi în mrejele ei fără să știi când ai ajuns să o divinizezi și să-ți o imaginezi alături pentru veșnicie, de parcă ai cunoaște de o viață. Femeii balanței plac bărbații frumoși, care au grijă de ei din toate punctele de vedere. Își dorește să aibă de unde alege, de aceea flirtează cu mai mulți, dar va face amor doar cu cel care îi va cuceri inima. Nu este încântată de un bărbat brutal care să o domine fizic. Așa că dacă vrei o astfel de femeie, pregătește-te să-i masezi mijlocul, talia, cu tandrețe, să o stimulezi mental, să preiei inițiativa în relație, să fii galant, să o flatezi și să o complimentezi, să-i faci masaj erotic și să fii senzual și elegant până și în pat. Actul sexual este o activitate în care ceva simbolic devine fizic pentru ea. Asta le încântă și le atrage pe balanțe. Dorința sexuală este ceva secundar pentru ele și chiar o pot ignora, fără probleme. Pentru ele contează, de fapt, doar contopirea spirituală cu cea fizică. Balanța este probabil zodia cel mai greu de cucerit din întregul zodiac. Și asta pentru că, pentru ea, contează ca totul să fie perfect. Dacă ești stângaci la primul sărut sau dacă vergi paharul cu vin atunci când îl torni, s-ar putea să nu mai primești o a doua șansă. Ea ca și mamă este aproape perfectă. Este femeia cu cei mai grațioși și mai manierați copii. Nu este doar mamă, este și o bună prietenă a copiilor săi. Visul ei cel mai mare este acela să aibă tot ce e mai bun pentru copiii săi. Este extrem de preocupată de viitorul copiilor. Vrea să-i transforme în cetățeni responsabili. Nativa balanță poate fi și blândă, dar și severă cu copiii săi în funcție de situație. Așa că, acum poate să tune și să fulgere și peste 5-6 minute îi se înmoaie răutatea la primele lacrimi ale copilului. Asta i-ar putea însă cauza niște probleme legate de autoritate cu copii. Mama balanță poate fi uneori extravagantă, răsfățându-și copiii cu vacanțe de lux și haine scumpe de designer. Apreciază frumosul în viața sa, așa că întotdeauna camerele copiilor vor fi cel mai frumos decorate.
Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper ca materialul să vă fie de folos. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să mi le puneți la rubrica de comentarii sau pe adresa de e-mail afișată pe ecran. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube pentru a primi automat toate noutățile. Vă pup!